Așa, clasă, astăzi veți avea test. N-a fost ideea mea, e controlul. Care n-a putut veni ieri, practic v-a dat un test. Care e cel mai greu test din și care eu n-am idee să-l rezolv. Deci, acum e pauză, vă las testele pe masă, voi luați telefoanele, copiați, faceți ce vreți, nu mă interesează. Important e să luați note mari. Sau dacă nu reușiți, măcar să luați nota 1, că știu eu ce să fac. Hai, v-am lăsat. Ok, deci, hai să vedem test. Ce spui exercițiile astea? Asta măcar nu există așa exerciții. Ok. Eu gata. Hai, băi, duceți-mă. Dă-te, băi, Oana. Așa. Habă că fac pentru fiecare, bă, vă trimit pe Insta, să mă rog pe Viber, așa, le luăm așa. Gata, hai să plec, rapid, până nu mă prind. Așa, eu sunt controlul, dar dacă prind pe cineva că copiază, vă asigur eu că nu vă mai trece de clasa 8-a. Așa că... Eu vă dau chestiile și luați și scriți. Așa, tu ești. Gata. Văd că cineva nu e așa că vă să nu test acolo. Hai, scriți, aveți 20 de minute. Ce chestie, bă, asta nici pe telefonul nu găsesc. Cum trec eu de testul ăsta? Acum poate am prins telefonul tău. La mine, ai nota 1. Opa, Ioana, dă și tu telefonul. Hai, dă așa, v-a prins pe toți că copiați. Vă pun nota 1 în cata. Dar cum vă permiteți, mă, să copiați la testul meu? Vă asigur eu, nota 1 e cea mai grea notă de corectat. Am plecat. Bă, clasă, ce ați făcut, bă, de ați luat toți nota 1? Nu, ce proști sunteți. Păi am făcut cine a zis, ori luăm nota 1, ori copiem. Și evident că ne-a prins pe toți că am copiat, ne-a pus 1 și aia a fost. Nu-i nimic, bă. Nota 1 e cea mai ușoară notă de corectat. Pentru că lângă 1 pui un 0 și iese 10. Deci, haideți să vă corectez lot. Gata, așa. Deci, acum hai să predăm următoarea lecție. Câți ani va avea harta originală peste 3 luni? Bă, prof, de bio, unde-i pus GSR-ul? Că nu-l găsesc. Cum, bă, nu-l găsesc? E fix aici, în dulap, bă. Chiar mai ești. Dar pentru ce trebuie? Cum, la ce? Să facem experimente, doar știi și tu. Da, mă, tata, stai să găsesc cartea cu poțiuni. Aha, ia aici, ai, ok, bă, reușim. Dar ce fel de experimente? Experimente cu virus, doar știi și tu, că doar ai spus tot că vrei să facem.